în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce mai făcut și ne-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii merge. Făcând în mâine de gropare cătarea aleluia. Thank you.
a viață și odihna Domnului robului tău, Iosif preotul și a robilor tăi Iulia, Luteasa, Titus, Olivia, Augustina și Titus, cu tot în neamul lor cel adormit, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțări, împreună și Măritelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău, Tău, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Dumnezeu, Însuți binecuvintează și pomana aceasta, ce s-a pus pe pomenirea numelui și iertarea păcatului robului tău, Iosif preotul și a robilor tăi, Iulia preoteasa, Titus, Olimpia, Augustina și Titus, cu tot neamul lor ce l-a dormit. Și le fă lor vâșnică pomenire. Vâși pomenire lor, vâși pomenire lor, ce datorii mai avem noi în lumea aceasta. Cuvintele sale nemuritoare au rămas normative de atunci în biserică.
aduceți-vă aminte de mai mari voștri, spunea apostolul neamurilor al păgânilor, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și le urmați credința. Acestea sunt cuvintele Sfântului Pavel, un adevărat testament pentru toți cei ce credem în Domnul Hristos și în Evanghelia sa. Având în minte și în suflet aceste cuvinte, acest testament al Sfântului Pavel, iată-ne aici cu toți în Sfânta Biserică, ca să ridicăm o rugăciune și să aprindem o lumânare într-o pomenirea unui părinte, Iosif preotul, un adevărat luceafăr al ortodoxiei noastre românești. Am însoțit rugăciunea și lumânările cu colivă de grâu curat, ca să ne aducem aminte că suntem trecători aici pe pământ, dar că viața noastră nu se încheie aici. Grâul ne învață că există o viață dincolo de mormânt, că există atât de dorită viață veșnică. Așa cum grâul s-a aruncat în brază, în toamnă, a putrezit pe timpul iernii și a ridicat apoi aceste firișoare din care vom avea pâinea cea de toate zilele, așa și sufletul nostru are destinație veșnică. Ne-a binecuvântat Dumnezeu neamul nostru românesc cu părinți duhovnicești aleși, care să ne arate cărarea împărăției spre Dumnezeu. Dacă am rămâne numai cu arealul ardealului, am avea pe cine să pomenim. Pe părintele Arsenie de la Pristopul Hațetului, pe părintele Domenie de la Rumeț, pe părintele Serafin Popescu și pe părintele Teofil Părăianu de la Sâmăta de Sus și atâția mulți alții, în rândul cărora își înscrie misiunea de apostol, de propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, de luptător pe baricadele vieții morale, și părintele Iosif, fratele nostru, pe care tocmai l-am pomenit. Am primit aseară o revistă de la dumneavoastră și vă mărturisesc că am stăruit de mai multe ori cu privirea pe casa părintească. Casa părintească de acolo, din zonă de munte, într-un peisaj atât de frumos, peisaj care te duce cu gândul la cuvintele psalmistului. Cât de frumoase sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Și cerurile spun slavă lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui o vestește tăria. Dacă a stat acolo, în coasta aceea de deal, a înțeles și ce înseamnă creația Universului și a înțeles din tăria, din pământul, din frumusețile dăruite de Dumnezeu, a înțeles că El este Creatorul, Mântuitorul, Dumnezeul nostru. Părintele Iosif Trifa, ca și alții pe care am pomenit, de care e plin acum deja calendarul bisericii noastre, ne învață prin viața Lui, prin faptele Lui, prin învățăturile Lui, prin slujirea Lui, ne învață pe toți să fim adevărați credincioși
să fim adevărați slujitori ai Bisericii, să păstrăm credința dreaptă, nealterată și să luptăm ca sufletul nostru să rămână curat și așa să-L predăm în fața dreptului judecător. Să primească Bunul Dumnezeu rugăciunea pe care am învățat-o astăzi și pomana aceasta pe care dumneavoastră, iată, ați adus-o ca să o împărțim pentru sufletul Părintelui, să le primească Bunul Dumnezeu în împărăția sa cerească și să așeze sufletul său în ceata dreptilor săi. În numele Tatălui cu cel zice Părinte, dragi frați și surori în Hristos Domnul, ne-am adus aminte astăzi de drag și spun Părintele Iosif, cel care, așa cum spunea Părintele înainte, se numără printre luminătorii acestui neam, acestui popor. Fiecare dintre noi, sau cei mai mulți dintre noi, suntem în locul acesta și ne înținăm înainte de Dumnezeu în felul acesta datorită Părintele Iosif. Eu cel puțin pot să spun lucrul acesta, că mă găsesc în Biserica Sfântă a neamului în care m-am născut datorită Părintele Iosif. Și de aceea, când Părintele Ionel ne-a îndemnat aseară să facem un parastas în memoria Părintele Iosif, cu bucurie am primit îndemnul acesta și îi mulțumesc Domnului și îi mulțumim Domnului pentru că am ajuns momentele acestea că sunt 80 de ani de când Părintele Iosif Chifa a trecut la Domnul. Părintele Iosif Chifa, cel care din responsabilitate față de poporul în care s-a născut, față de pe care a făcut legământ să o slujească, din responsabilitate a trimis, a lansat către poporul acesta o chemare de întoarcere la Hristos. De ieșire din păcat, din răutățile acestei vieți și de întoarcere la Hristos. Și spunea Părintele Iosif că din frământarea lui lăuntru, din dorința de a scoate semeni din viața păcătoasă, s-a născut această mișcare de renaștere spirituală care se numește atât de frumos Vasea Domnului. Părinte, noi vă mulțumim pentru momentele acestea, pentru acesta și ar vrea de la să cântăm o cântare, pentru că Părintele Iosif, una din lucrările frumoase pe care le-a făcut pentru poporul Domnului, a transformat cântarea într-o cântare de duhovnicească. Înclinația spre poezie, spre cântări a poporului nostru, le-a îndreptat spre Dumnezeu. Și avem cântarea noastră Domnului un tezaur bine estimat de cântări, de poezie, de duhovnicești. Să vii să fie Domnul. Vece în vece. Mi-o amintit.